Matricea Riscului. O resursă pentru disciplina Consiliere și Dezvoltare Personală, clasa 8. Îți amintești de resursa ce risc îți asumi? Dacă nu ai reușit să o vizionezi, te invit să o faci acum, întrucât exemplele prezentate te vor ajuta să înțelegi mai bine modul în care poți realiza matricea Riscului. Din resursa ce risc îți asumi, am aflat că riscul poate fi definit ca fiind probabilitatea de a ajunge într-o situație periculoasă pentru sănătatea sau viața noastră, într-o primejdie de a avea de înfruntat un necaz sau de suportat o pagubă. De asemenea, am aflat că definiția riscului poate fi diferită de la o persoană la alta în funcție de context și de consecințele pe care suntem dispuși să ni le asumăm. Ne amintim și că nivelul riscului la care ne expunem într-o situație poate fi calculat ca produsul dintre probabilitatea ca o situație periculoasă sau rea pentru noi să se realizeze și impactul pe care îl va avea asupra noastră, adică ce urmări poate avea, cum ne poate afecta. O modalitate grafică simplă prin care poți afla care este nivelul riscului la care poți fi supus în anumite situații este să realizezi o matrice a riscului. Cele patru exemple analizate în resursa Ce risc îți asumi ne vor ajuta să înțelegem mai bine modul în care putem construi o astfel de matrice. Matricea riscului este un tabel în care notezi pe axa orizontală probabilitatea care poate fi scăzută, medie sau ridicată, iar pe axa verticală impactul, care la rândul lui poate fi scăzut, mediu sau ridicat. În funcție de modul în care se combină probabilitatea și impactul, rezultă nivelul riscului la care ne expunem. Acesta poate fi la rândul lui scăzut, mediu sau ridicat. Astfel, analizând tabelul prezentat, vom observa că oricare ar fi combinația dintre nivelul scăzut cu cel mediu, dar și dintre nivelul scăzut al probabilității și impactului, nivelul riscului este unul scăzut. În tabel, casetele corespunzătoare riscului scăzut vor fi colorate cu verde. Combinația dintre riscul scăzut și cel ridicat precum și combinația dintre nivelul mediu al probabilității și al impactului, ne va conduce spre un risc mediu colorat cu portocaliu. Observăm că au rămas în partea dreaptă sus trei casete care cuprind combinațiile dintre nivelul mediu și ridicat, respectiv dintre nivelul ridicat al probabilității și impactului. Acestea ne dau un nivel de risc ridicat pe care îl vom colora cu roșu. Iată cum putem reprezenta într-o astfel de matrice nivelul riscului pentru exemplele oferite în resursa Ce risc îți asumi? În primul scenariu, probabilitatea de a fi accidentat de un biciclist a fost scăzută, la fel și impactul, ceea ce înseamnă că nivelul riscului este unul scăzut. În a doua situație, Probabilitatea de a te accidenta învățând să te dai cu bicicleta este una ridicată, însă impactul este unul redus, deci riscul este mediu. Să analizăm acum probabilitatea de a te înneca într-o apă mică. Am presupus că este scăzută atunci când ai în jur mulți oameni, însă am stabilit că impactul ar fi ridicat, deci riscul ar fi unul de nivel mediu. În ultima situație, am convenit că probabilitatea de a realiza un comportament nesănătos de risc atunci când presiunea grupului de prieteni este mare este una ridicată, impactul acestor comportamente asupra noastră fiind unul ridicat. În această situație, nivelul de risc este ridicat. Realizează un inventar al riscurilor la care ești supus în această perioadă și încearcă și tu să faci o matrice a riscului, astfel încât să determini nivelul riscului la care poți fi supus. Această analiză te va ajuta să iei mai ușor decizii. Spre exemplu, să luăm riscul de a lua o notă mică la teza care urmează. Care este probabilitatea ca tu să obții o notă mică și care ar fi impactul, urmările? Asupra mediei semestriale obținute la disciplina respectivă, dar riscul. Gândește-te acum la o altă situație și analizează probabilitatea, impactul și riscul. Prezintă colegilor matricea realizată și analizați-le împreună. Atunci când realizezi o astfel de matrice pentru a determina nivelul riscului la care te supui, este important ca evaluarea pe care o dai probabilității și impactului să fie una cât mai aproape de ceea ce se poate întâmpla în realitate și nu de ceea ce ți-ai dori să se întâmple. Când ești în situații noi sau dificile, care pot avea urmări importante pentru tine, în care nu știi ce decizie să iei, pentru siguranța și sănătatea ta, poți realiza o astfel de matrice a riscului. Mult succes!